Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă în care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile pe care le desfășurăm în ceea ce privește lucrările de investiții. Profităm de faptul că vremea s-a îmbunătățit din nou și am deschis mai multe șantiere. De astăzi vom deschide și mai multe. Am semnat ordinul de începere a lucrărilor și în ceea ce privește parcul Jora. Urmează ca în perioada imediat următoare constructorul să se organizeze și să demarăm și la această investiție lucrările. Se lucrează în parcul Zăvoi, se lucrează la creșa Smirodava și mâine vom preda și amplasamentul către constructorul de la grădința cu program normal numărul 2, casa CC Iliescu, care va fi și ea modernizată. De asemenea, se lucrează la reabilitarea trotuarelor în zona străzilor Roman Vodă 22 decembrie aviatorilor. Segmentul dinspre Anton Pan s-au finalizat lucrările pe Dr. Koch și ulterior vom intra și pe celălalt segment de străzi care merg către strada Eternității, către parc, și de asemenea se lucrează și la trotuarele de pe Bogdan Ragoș. Am scos bordura pe partea dreaptă de la abator până la podul de la Gâdinți și vom continua cu scoaterea bordurilor și pe partea cealaltă. Între timp, din spate, o altă echipă montează borduri și restul de pavele pe trotuarul de pe partea dreaptă, coborând de la abator spre podul de la Gâdinți. De asemenea, se lucrează și în cartierul Petru Rareș. Lucrăm și la finalizarea proiectului de branșare a străzii Ile Caragiale la rețeaua de ape pluviale și se lucrează de asemenea și la trotuarele de pe strada Avram Iancu și fundătura Crișan și de asemenea de astăzi începe și la montarea bordurilor pe strada Nicolae Bălcescu pentru a o pregăti în vederea asfaltării. De joi se vor relua și lucrările la rețelele de gaze naturale. Cei care au câștigat licitația așteaptă materialele și dacă miercuri au promisiuni că vor ajunge materiale, în speță țeava, de joi se vor relua lucrările și în ceea ce privește realizarea, extinderea rețelelor de gaze naturale. Într-o primă etapă, pe străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, vom continua cu strada Zimbrului, acolo unde am rămas de anul trecut, și vom merge mai departe către străzile Sărata Zebrei, fundătura Zebrei, Salciei, Prundului, astfel încât în totalitate cartierul Nicolae Bălcescu să aibă rețele de gaze naturale. Mâine voi avea o discuție și cu câștigătorii licitației pentru realizarea rețelelor de ape pluviale, pentru că m-au de făcut lucrările de branșare a gurilor de preluare a apelor pluviale, a gaierilor, și așteptăm informații concrete cu privire la data când vor fi livrate aceste materiale, pentru ca ulterior aceste străzi să fie predate constructorului în vederea asfaltării, și aici mă refer la strada Ciocârliei, Cocorului, Tinosului, Zimbrului și Prundului. Celelalte patru străzi, Zebrei, fundătura Zebrei, Salciei și Sărata, urmează începând de astăzi să fie balastate și așteptăm evaluarea proiectului cu finanțare europeană. Avem promisiuni că în acest an vom semna și contractul de finanțare, vom demara proiectul tehnic, după care vom asfalta și aceste patru străzi, astfel încât în totalitate cartierul Nicolae Bălcescu să fie asfaltat. Și dacă tot vorbim de proiecte europene, astăzi avem termen final la licitația pentru reabilitarea termică a blocurilor din Roman. Mai avem 7
blocuri care urmează să se reabiliteze termic. Două dintre ele au fost deja licitate. Este vorba de strada Anton Pan, blocurile 28 și 31. Pentru celelalte 5, astăzi la ora 15, este termenul final de depunere a ofertelor, astfel încât și aceste blocuri să intre în faza de execuție. Și de asemenea pregătim documentația și pentru scoaterea la licitație a proiectelor tehnice pentru extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate, acel centru de imagistică și bineînțeles și în ceea ce privește extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public din Roman. De asemenea, pregătim documentația pentru scoatere la licitație a celor 56 de locuințe sociale de pe strada Islazului și de asemenea pregătim pentru scoatere la licitație a altor proiecte prevăzute în lista de investiții din bugetul local din acest an, precum și lucrările de întreținere curentă, atât la furnizarea de mixtură asfaltică, cât și întreținerea spațiilor verzi și celelalte lucrări de investiții pe care le avem prevăzute în bugetul anului 2020. De asemenea, o altă activitate asupra căreia ne vom dedica mai mult timp, activitatea inclusiv cu cei de la poliția locală, se referă la monitorizarea zonelor neconforme, acolo unde se depozitează în mod frecvent deșeuri, atât în zona de case, în anumite intersecții, cât și în zonele de la periferia municipiului Roman. Există o monitorizare și din partea gărzii de mediu în ceea ce privește această activitate, dar aici vreau să facem un front comun cu ceilalți cetățeni ai municipiului Roman de bună credință, care înțeleg că locul deșeurilor este la tomberon sau la pubele, într-o formă organizată și nici de cum pe domeniul public. Noi vom amenda toate acele persoane care vor depozita deșeurile în zonele neconforme și vreau să fac un apel la cetățeni că atunci când sezează astfel de depuneri de deșeuri în zone neconforme să sezeze la poliția locală 023394 sau pe aplicația pentru Roman să sezeze aceste lucruri către poliția locală astfel încât să putem da amenzi celor care depozitează deșeurile în zonele neconforme și mai mult decât atât există și riscul unor sancțiuni pe care le poate plăti primăria municipiului Roman dacă va fi amendată de Garda de Mediu și e păcat că în loc să folosim acești bani pentru investiții să îi dăm pentru amenzi din cauza celor care sunt certați cu normele de conduită socială în comunitate. În încheierea activităților pe care eu vi le-am adus la cunoștință, vreau să vă reamintesc atât dumneavoastră cât și romașcanilor prin intermediul dumneavoastră faptul că mâine de la ora 17:30 voi reveni din nou pe rețeaua de socializare pentru audiențe online pe pagina mea personală, acolo unde voi putea răspunde din nou tuturor solicitărilor venite din partea romașcanilor cu informații cât mai exacte, precise și reale din activitatea primăriei municipiului Roman. Pe mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. A fost situația în care Garda de Mediu s-a îndreptat împotriva primăriei din cauza depozitării de deșeuri? Am avut somații în acest sens, am intervenit și am remediat neconformitățile, însă știu că au fost primării din zona limitrofă Romanului care au fost amendate. Și acesta este motivul pentru care... Da, am demarat și noi această campanie, mai ales că e o perioadă de primăvară. În primăvară toată lumea se preocupă de înfrumusețarea locuințelor a orașului, dacă vreți, în cazul nostru și este important să păstrăm curățenia pe domeniul public.
audiențele online de ce nu faceți pe pagina primăriei? E mai, nu știu, eu am folosit de foarte multe ori să comunic de pe pagina mea personală, asta o și gestionez eu personal și fiind în afara orilor de lucru, prefer să o fac tot pe contul meu personal. Ieri s-a produs un incendiu, știu că este o proprietate privată, asta o să-mi spuneți, un nou incendiu în interiorul clădirii abandonate, fost azi de bătrâni, antrenă ce a fost acolo pe cea rusetei. A luat foc chiar și. Știu că este o proprietate privată, dar pericolul este unul public. Adică, dacă se întâmplă să ia foc sănătos, mare, se poate întinde la blocurile din jur și atunci mă întrebam, chiar nu poate primăria să se implice absolut deloc, să nu știu. Păi, acolo v-am spus, din păcate, pe rol este un proces penal și nu putem nici măcar interveni în ceea ce privește supraimpozitarea. Pe partea de prevenire a incendiilor se ocupă ISU și aici ei sunt cei care ar trebui să solicite măsuri de punere în siguranță din acest punct de vedere. Puteți să-mi spuneți, ce măsuri ar fi astea? Un gard electrificat? Nu mă întrebați că... Din nou vă spun, e ca și cum la ceva la dumneavoastră în casă și ați cere al cuiva să vină să... Da, dacă eu am să depozitezi dinamită... Păi vine poliția și... Păi vedeți, și nu vine o altă instituție, poliția, adică sunt anumite instituții care exact asta au ca și atribuții. Și în cazul în care se constată încălcări ale legii, ale normelor legale, se pot lua măsuri legale, da. Știți cum e? Toată lumea așteaptă primarul să le facă pe toate. Dar primarul nu are competențe în anumite domenii. Și eu mi-aș dori să am mult mai multe competențe. Păi, fac presiuni și... Na. Am făcut presiuni la apa serv 6 luni. Ați văzut? Apă tot n-avem. Și devine tot primarul. Că am mai văzut o declarație apropo de asta, un membru al Consiliului de Administrație spunea că i-au discutat încă din luna decembrie pentru a lua apă de la Timișești și iată, e luna februarie și nu s-a întâmplat nimic. Ca să vedeți, și tot ei sunt cei supărați că primăria a luat decizia să se mute de la apa serv. Păi dacă nu ți îndeplinești atribuțiile și obligațiile din contract, ce aștepți? Și am mai văzut iarăși o declarație, dar nu e o problemă, că doar 10% din Romașcan sunt afectați. N-ar trebui să fim așa disperați. Da. Așa că... Cum e posibilă vânzarea unui autoturism în luna februarie 2020? Vorbesc de o întrebare de pe internet. Da. Ultima oră mea. Așa. Și totuși să fiu obligat să plătesc impozit la autoturism pe tot anul în curs. Da, e o prevedere din codul fiscal care exact asta prevede, că în momentul în care... Nu, e codul fiscal. Codul fiscal care spune că vânzarea unui autoturism pe parcursul unui an te obligă la plata impozitului până la... Și la locuințe la fel. Deci, e obligație legală. Și proprietarul plătește începând cu anul următor. Ne mai puteți da ceva vești legate de mersul noastră cu cinemaul în aer liber, ce în afară de hotărârea cu luarea în administrarea? Păi, acela a fost primul pas, preluarea în administrarea municipiului Roman a zonei de teren. În această săptămână vom demara procedurile legale de achiziție publică, după care vom demara lucrările. Este o firmă? Spuneați că o să ne... Nu, aici e o licitație care se va desfășura. Noi am luat așa, ne-am făcut o idee în ceea ce privește ofertele. Am solicitat mai multe oferte, de acum demersul e pur administrativ legat de achiziția publică. Și firma ar trebui să aibă licență de difuzare? Nu. Aia e cu lucru total diferit. Noi, în momentul de față, nu facem altceva decât realizarea investiției. Ulterior vom lua decizia cu cine vom lucra pentru proiecția de filme. E altă socoteală. Noi acum nu facem altceva decât realizăm investiția. Tot ceea ce înseamnă aparatură, proiector, ecran, amenajarea zonei, protecție pentru ecran, protecție atât ca și copertină, cât și o protecție specială a ecranului. Ecranul este unul special și trebuie să fie protejat atât împotriva intemperiilor, cât și împotriva
atingerilor accidentale. Noi vom descoperi ecranul doar pe perioada difuzării filmelor, după care acesta va fi închis în permanență, în condiții de siguranță. Era un certificat de urbanism eliberat pentru municipiul Roman în legătură cu construirea unei baze sportive tip 1 sau da, e... pe strada Islavului. Ne puteți da câteva detalii? E un proiect care... Sigur, și cred că dacă vă amintiți bine, v-am spus și mai de mult, Guvernul României și-a asumat în fața UEFA că va construi mai multe baze sportive în România. Noi la Roman am identificat această suprafață de teren pe strada Islazului și urmează să predăm amplasamentul către Compania Națională de Investiții în vederea realizării acestui proiect. Am realizat ridicările topo și studiile geo, am emis și acest certificat de urbanism în vederea obținerii avizelor din partea furnizorilor de utilități, după care vom preda amplasamentul, așa cum spuneam, către Compania Națională de Investiții în vederea demarării procedurilor de achiziție publică. Este vorba de o bază tip 1, o bază sportivă tip 1. E un proiect standard pe care îl are, teren de joc, vestiare, parcări și 500 de locuri, tribună cu 500 de locuri. Teren de fotbal. Și se ocupă din momentul respectiv de toată investiția, proiectarea, sigur. Achiziționarea celui care construiește firmei. Tot. Practic, din momentul în care vom preda către Compania Națională de Investiții acest teren, e sigur atributul companiei derularea formalităților mai departe. Mulțumesc. Mai avem o întrebare, pentru că ați amintit de apa serp și de apa potabilă. O întrebare de la cetățeni este următoarea. Dacă nici CA al apa serp, Consiliul de Administrație, nu a reușit să facă nimic, nici primăria după 6 luni de... Primăria avea cele mai puține competențe. Consiliul de Administrație cele mai mari competențe. Și cetățean pentru situații de urgență nu a reușit să rezolve foarte bine problema. Atunci, întrebarea cetățeanului care plătește taxe și impozite este de ce să plătim la atâția funcționari care nu reușesc să rezolve problema? Păi stați un pic, eu... Se referea la toate instituțiile, nu... Păi da, dar hai să luăm pe alea cu atribuții în acest sens. Ce atribuție avea primăria în furnizarea apei și care e o relație contractuală? Nu, dar zic așa. Păi nu, dar haideți să le clarificăm că așa e. Da, eu sunt de acord că e o nemulțumire. Haideți să vedem cine e în Consiliul ăla de Administrație de la Paser și eu de câte ori v-am spus. Hai să le luăm competențele, hai să le luăm CV-urile. Avem doi romașcani de marcă acolo. Hai să vedem cine sunt. Hai să-i luăm după CV-uri ce alte companii au mai condus. Și ce oameni importanți sunt în conducerea apa serv. Așa e simplu de aruncat vină de o parte și de alta. Văd că a ajuns să se și politizeze acum. Nu, fraților, apa pentru Roman e o chestiune esențială. Și orice furnizor de utilități, cel puțin cei din domeniul public, trebuie să trateze cu respect Roman. Dar atâta timp cât 6 luni, sau cum spunea doamna respectivă, că ei din decembrie au solicitat acest lucru și din decembrie până în februarie n-au fost în stare să cumpere apă de la apă vital pentru a furniza pentru romașcani și mai declar și cu nonșalanța doar 10, doar cei din centru suferă, nu e o problemă. Bă, e o problemă. Eu asta e managerul general. Păi da, și e ok? Cu astfel de abordare eu să nu reziliez contractul? Cine garantează că nu vor fi situații de criză în relația cu apa vitală? Când vor fi situații de criză, vom încerca să intermediem, la fel cum am încercat și cu apa servu, să mediem aceste situații de criză și în cazul în care la fel nu se vor rezolva, vom căuta alte soluții. Dar, din punctul meu de vedere, cred că în momentul de față apa vitală este mult mai pregătit din multe puncte de vedere să facă față alimentării cu apa municipiului Roman. Atât în ceea ce privește rezervele de apă, pentru că au această variantă alternativă de la Timișești, dar au și câteva pompe la Răchiteni, deci au posibilitatea și tehnică și în ceea ce privește resursele de apă să dubleze practic sursele de alimentare cu apă, au capacitatea managerială de a face investiții și de a finaliza
pe POIM studiul de fezabilitate pe care ei deja l-au întocmit și cred că în luna martie, la începutul lunii martie, vor semna deja contractul, pentru că v-am spus că am fost prezent la Ministerul Fondurilor Europene și am cerut referințe despre compania Apa Vital și este evident că vreau și eu să mă duc la o companie care e capabilă și are managementul capabil să realizeze și studiul de fezabilitate al Romanului, pentru că în momentul de față, vă spun foarte clar, cu incertitudinea care există la nivelul companiei județene Apaserv, Romanul poate pierde minim 20 de milioane de euro investiții de pe actualul POIM. Și nu cred că își dorește nimeni așa ceva. Și iarăși, v-am spus și e foarte important, mulți ne dăm cu părerea, dar nu înțelegem lucrurile. Păi de ce să nu iau banii europeni pentru modernizarea rețelelor de apă? Când putem să luăm bani europeni. Spun unii și alții că să dăm din banii primăriei. Nu, fraților, nu trebuie să dăm din banii primăriei. Dar asta e o gândire păguboasă. Banii primăriei îi folosim pentru alte tipuri de investiții, pentru care nu putem atrage fonduri europene. Dar dacă eu pot să atrag fonduri europene pentru reabilitarea rețelelor, de ce să nu le atragem? Ba mai mult, operatorul trebuie să fie cel care investește în rețelele de alimentare cu apa orașului, nu primăria. E același principiu, v-am spus, eu îți dau ție un apartament, ți-l dau la cheie, ți-l dau funcțional, tu începi să le exploatezi și să încasezi bani, eu știu, îl închiriezi și încasezi bani de pe el și după aia când se deteriorează, vii la proprietar, păi trebuie reparat general, trebuie reparație capitală. Dar tu ai încasat până atunci, ai încasat bani, ai încasat profit, ai încasat salarii și așa mai departe. Haideți să fim rațional și să urmărim interesul roman. Așa cum cine oprește să cupleze la pavitar. Are apometru, are debit metru, echipele de la Pavital, eu îmi doresc conexiunea și Angheluță nu vrea, deci trebuie să plătească 4 miliarde. Păi nu, dar primarul ce să vă spună legat de asta? Deci eu am făcut demersuri la Apa Vital. Doamne, ne dați apă? Da, vă dau apă. Am vorbit la Apa Serv. Doamne, i-ați dau apă. Mai mult decât atât, nu pot să oblig. E o relație contractuală între două companii. Ce poate face primarul? Mai mult decât mediere. În cazul de față. Dar contractul, având în vedere istoria ce a fost cu Apa Serv, adică vor fi trecute niște obligații a părților și niște clauze în caz de iar se ajunge la orice, adică să... Este un contract cadru pe care nu poți negocia foarte mult, pentru că este un contract cadru aprobat în cadrul adunărilor, în cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. ADI, ACUA la Neamț, respectiv Arsacis la Iași. Eu oricum voi fi prezent joi la Iași, la adunarea generală și la comitetul director, dar și la adunarea generală Arsacis, pentru a susține cauza romanului la Arsacis în vederea aderării, care este un demers premergător schimbării operatorului de apă. Prima etapă va fi, practic, aderarea la Arsacis, ulterior termenul administrativ de 30 de zile pentru emiterea de hotărâri de Consiliul Local pentru modificarea actului constitutiv și a statutului. Ulterior se merge la instanța de judecată pentru a face modificările la Arsacis, după care vom demara procedura de reziliere a contractului din culpa Apa Servului, adică vreau să înțeleagă foarte clar, deci rezilierea contractului nu e un moft a primarului sau a primăriei sau a Consiliului Local, ci este un demers rezultat din executarea defectuoasă din culpa operatorului a contractului, delegarea gestiunii. Punct. Și faptul că tu îți prestezi activitatea necorespunzător, care nu este în conformitate cu contractul, nu poți să mă ții captiv într-un contract pe care eu nu-l mai vreau, în condițiile în care tu nu îți îndeplinești obligația principală din contract, furnizarea continuă a apei. Punct. Deci nu e ambiția nimănui. Iar cei din Consiliul de Administrație să facă bine să rezolve problema, îți dea apă la Romașcani. Și acest lucru trebuie să se întâmple până vom trece la Apa Vital. Pentru că vom trece la Apa Vital. La câte luni estimați? Nu. Nu pot să estimez acum, pentru că depindem de niște termene pe care le va da și instanța de judecată pentru înregistrarea modificărilor la Arsacis. Adică sunt lucruri pe care nu le pot anticipa acum, însă eu îmi doresc
să ard cât mai repede aceste demersuri administrative, să le fac cât mai repede și nu voi pierde nicio etapă și voi încerca să mă leg de orice adunare generală, de orice ședință de judecată pentru a face aceste demersuri cât mai repede. Eu îmi doresc să devenim cu acte în regulă membri ai Arsacis și să delegăm gestiunea rețelei de apă și canalizare către Apa Vital, pentru că în funcție de asta apar, pe de o parte, remediem problema cu alimentare cu apă a municipiului Roman și, în al doilea rând, ne apucăm cât mai repede de lucru pentru proiectul cu finanțare europeană. V-am spus, e foarte important pentru noi să realizăm proiectul și studiul de fezabilitate cât mai repede pentru accesarea de fonduri europene. Și e un lucru care m-a interesat foarte mult, acesta că atributul de disponibilizare a banilor către PEPOIM, către Apa Vital, este doar în sarcina Ministerului Fondurilor Europene și nici de cum a Comisiei Europene. Adică e la nivel local. Vorbeați de etape și nu ați pomenit niciodată în etapele astea ieșirea de la Adi, asta se face ulterior. Pe mine ce mă interesează într-o primă... Nu, ba da. N-am nicio legătură una cu alta. Eu pot... Dar pot să fiu un... Păi nu sunt. Sunt în Metropolitan, în Adi Aqua, în Adi Eco, sunt în Asociația Municipiilor, sunt în Moldova se dezvoltă. Toate sunt asociații de dezvoltare. Da, acolo nu ne dă Adi Aqua. Da, nu ne dă... Ne dă operatorul. Deci, ideea lui domnul Agheuță este că contractul este cu Aqua Neamț. Păi da, și eu denunț acel contract. Păi eu îl denunț, pentru că... Nu înseamnă că trebuie să ieșiți din Aqua Neamț? Ba da, voi face și aceste demersuri, dar nu sunt ținut de aderarea la Arsacis sau de delegarea serviciului către Apa Vital. N-am nicio legătură. Că ulterior, și aici suntem de acord, sunt sumele pe care le-a investit compania județeană în implementarea proiectelor europene de până acum, sunt în sarcina municipiului Roman, dar această cheltuială și-a asumat-o Apa Vitală. Deci, practic, municipiul Roman, iarăși un aspect foarte important, municipiul Roman, practic, nu va plăti nicio sumă de bani pe ceea ce a însemnat până acum, pentru că s-a mai lansat în spațiu public această idee, că trebuie să rambursăm toți banii europeni. E o mare minciună. E o mare minciună. Deci, primăria Roman este beneficiară a unor lucrări de investiții. Da? Investițiile rămân la Roman, nu le ia Roman unicăieri să le ducă. Stația de epurare, extinderea rețelelor de canalizare, toate sunt aici. Apa Servu a avut un împrumut în care și-a asigurat cofinanțarea. Pentru Roman e o cotă parte de. Da, o va stabili un expert pe care și-o asumă Apa Vitală. Dacă Apa Servu, pentru că bănuiesc că asta vor face, sau mă rog, este de așteptat să se întâmple asta, Apa Servu zice, nu suntem mulțumiți cu cota de cofinanțare despre care se vorbește dumneavoastră și pe care o va acoperi Apa Vitală. Noi vrem mai mult pentru că și încep să... Păi, pentru că ce? Prin instanță. Da. Foarte bine. În instanță va stabili instanța care se va face... Nu, dar nu e ținut una de alta. Deci eu asta îmi doresc și sper să nu fie ținut una de alta. Deci, practic, hotărârea mea de Consiliu Local în momentul de față produce efecte. Ei au posibilitatea să o atace în contencios. Foarte bine, să o atace. Dar dacă instanța de contencios administrativ nu suspendă executarea acestei hotărâri, ea produce efecte. Nu, dar sunt absolut, credeți-mă, de sunt absolut legitime întrebările dumneavoastră, pentru că și eu mi le-am pus înainte să fac pasul. Eu vreau să mă mai comunam. Ia să vedem. Lucrurile așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, domnule deputat, stau foarte frumos, chiar prea frumos. Adică, spuneți-ne și nouă cum un investitor se hotărăște brusc să-i plătească datoriile unui viitor client și să mai facă și investiții tot pe zonă. Nu, stați un pic. Asta ca să ne înțelegem. Apa Vital va plăti partea asta a Romanului de care tocmai da, și va face și investiții din bani proprii. Nu. Da, va face și investiții din bani proprii. Și nu e normal să mă duc după un astfel de operator? E normal, dar mai am și noi
noi să fim suspicioși. Dar eu sunt... Nu, dar stați un pic. Chestiunea e în felul următor. Romanul reprezintă un client important. Fie pentru apa ser, fie pentru apa vital. Deci orice companie de apă și-ar dori să aibă un portofoliu, un client ca și Romanul. Din mai multe puncte de vedere. Pentru că sunt foarte multe platforme industriale, este un consum destul de mare, un număr mare de clienți și mai mult decât atât, este și o zonă cu rata de încasare cea mai mare. Și atunci este evident că e un client bun pentru oricine. Dar apa serul a venit cu o contraofertă acum, să spunem, după sau dacă... Dar n-are, că nu vedeți că nici nu știm cu cine stăm de vorbă acolo. După ce... Da, nu, din punctul meu de vedere e clar că în momentul de față, atât timp ce ei nu și-au îndeplinit corespunzător contractul, procesul este irreversibil de transfer către apa vital. Doi, iarăși foarte important, noi ne dorim să accesăm acești bani europeni. Pentru că apa serului în momentul de față, într-un procent destul de mare, nu dau cifre, dar într-un procent destul de mare, nu cred că va fi capabil să atragă bani europeni pe actualul exercițiu financiar. Deci pierderea pentru apa ser va fi una foarte mare, peste 200 de milioane de euro cred că va pierde apa servul, neatrăcând acești bani europeni. Plecați de la premiza că în momentul de față relațiile contractuale sunt deteriorate cu proiectantul care realizează studiul de fezabilitate și având în vedere timpul foarte, foarte întârziat, cred că va fi foarte greu. Da, noi urmărim interesul Romanului de a avea apă și de a avea investiții. Dar oricum aceste investiții până se vor face, va dura cel puțin 2-3 ani. Păi și la apa ser, dacă erau un grafic... Nu, adică nu se aștepte oamenii care de mâine se schimbe situația. A, sub nicio formă, nu, dar stați un pic, că aici trebuie să fim foarte corecți. Dar și la apa ser, dacă erau cât de cât apropiați cu studiul de fezabilitate, tot 2-3 ani durau, pentru că proceduri de licitație, proiect tehnic de execuție și... Nu, pentru că se creează o așteptare. Nu, dar bun, dar romașcanii deja știu că nicio investiție nu s-a făcut peste noapte și dacă vreți, eu întotdeauna dau exemplu personal, da? Deci când te apuci de făcut curățenie în casă, cu mobila în casă, mai și locuiești acolo, vezi și disconfortul care este. Pentru că eu înțeleg și pe cât cetățenii din cartierul Bălcescu, da? Noi acum realizăm rețele de ape pluviale acolo, realizăm infrastructura de gaze naturale, pentru că pregătim asfaltarea. Sigur, înțeleg că în momentul de față ei sunt supărați că se creează deranj. Da, dar nu e o zonă pe care o creezi de la zero, ci e un dat și oamenii, ca să beneficieze de condiții decente de trai și pentru o calitate a vieții cât mai mare, ai nevoie de a face deranj înainte de a fi frumos și de a fi curățenie. Dar în momentul în care va fi totul finalizat, abia atunci se vor vedea efectele și rezultatele. Iar un astfel de proiect cu finanțare europeană, vedeți dumneavoastră, da? Deci eu am depus proiectele cu finanțare europeană în 2018, suntem în 2020 și unele dintre ele nici nu au început. Pentru că durează foarte mult, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, da? Funcționari și cât trebuie să aștepte. Deci dacă eu ca și primărie și... Bun, acum faptul că fiind aici în mijlocul activității înțeleg probabil toate aceste demersuri, dar cetățeanul din afară sigur că are anumite așteptări, așa cum corect spuneți, el vrea mâine să se întâmple lucruri. Ori, aceste lucruri nu se întâmplă de pe o zi pe alta, însă este important că se fac pași în acest sens. Și peste 3-4 ani, când se vor fi finalizat toate aceste proiecte europene, toți vom fi fericiți și bucuroși.